Bună ziua din nou aici la o bucățică de istorie Astăzi vom Continua seria noastră Veche Despre războiul mitridatic Și ultima dată Când am vorbit despre acest război Am rămas la Aici a ceva Mă duc pe canal Deci Ultima dată când am vorbit despre războiul mitridatic, am rămas la Sula, care um, era în Grecia sau în spațiu grec și a reportat una din cele mai mari victorii um, asupra lui, din toată cariera lui, asupra lui Mitridates sau asupra oastei lui Mitridates uh, la Seroneia, acolo unde calitatea trupelor romane și-au spus din nou cuvântul în sensul că Forțele lui Mitridates erau mai numeroase decât cele romane, dar din punct de vedere calitativ a existat o diferență clară între ce putea armata Pontului sau astea Pontului și de ce era în stare armata romană, mult mai mică numeric, dar mult mai bună, mai profesionistă. Și am ajuns în momentul în anul 85. Am vorbit și despre defecțiunea lui Fimbria. Cred că defecțiunea lui Fimbria a fost ultimul material. Popularea au trimis o altă armată romană în Grecia, în drum spre Asia Mică. Ea a fost condusă de Flacus, Valerius Flacus, dar pe drum sau în contextul în care ei se apropiau de terenul unde se desfășura războiul, adică Grecia continentală, a apărut, o a apărut o, defecțiune și Fimbria, unul dintre subordonații lui Flacus, a preluat puterea și în contextul ăsta Flacus a fost ucis. Iată o situație foarte delicată pentru tabăra tabura popularilor din Roma, când în interiorul acestui, acestui partid, să le spunem, bine, nu trebuie înțeles cu partidul termenul de astăzi, ci și în interiorul acestei, să zicem, tabere sau facțiuni, au apărut probleme. Flacus era un, unul dintre persoanele importante din această din această facțiune și totuși, uite că a apărut defecțiunea lui Fimbria. Fimbria a preluat comanda de la Flacus. Flacus a fost omorât și în contextul ăsta o parte din, din cei din Roma încep să cum să zic să treacă de partea lui Sula de exemplu o rudă a lui Flacus care era și în acel timp era guvernator al Galii Narbonensis adică sudul Franței de astăzi a trecut practic până atunci a avut o atitudine să zicem, neutră, dar din momentul în care a aflat că Flacus a fost omorât, cred că erau veri, să frați, nu mai țin oricum erau, o să mă uit, din momentul respectiv o început să se apropie de tabăra lui Sula, de tabăra optimaților. Bun. <coughs> și îl avem pe Sula, după în 86 am vins trupele lui Mitridates la Șeronea și în 85 se apropie noua armată a Republicii de pozițiile lui Sula. Sula nu știe care situația, ce primire va avea dacă se va întâlni cu Flacus. Încă Flacus comanda armata. Și în momentul în care vine o știre că trupele lui Mitridates conduse de Arhelaus au debarcat în Beotia, regiunea centrală a Greciei, în momentul respectiv, sula se întoarce spre sud și se duce spre armata lui sau astea lui Arhelaos. De data asta, confruntarea va avea loc la Orhomenus, orhomenus, un spațiu un um, care din de punct de, vedere al, punctul de, vedere, de punctul de vedere al terenului era mai propice pentru oastea pontului pentru că era un teritoriu în câmpie, un teritoriu plat, unde Arhelaus credea el își va putea folosi mult mai lejer cavaleria Asta era o problemă pentru romani, pentru că nu aveau forțe de cavalerie suficiente pentru, uh, pentru a contracara superioritatea numerică a ponticilor în ceea ce privește cavaleria. Dar asta era o, o slăbiciune veche a romanilor, uh, cele mai bune trupe erau de infanterie, nu de cavalerie. Bun. Suntem în anul 85, cele două uh, oștiri sunt față în față și după sursele pe care noi le avem, bine aici am uit pe pagina de wiki, zice așa, aici o să vorbească și despre pierderi la sfârșit și ceva ciudat o să vedeți, zice așa, estimări, sau mă rog, în primul rând, oastea, oastea ponticilor sau a pontului era condusă de Arhelaus și de Dorileus, Comandantul romanilor era Lucius Cornelius Sula Forțele lui Sula sunt estimate la aproximativ 30.000 de oameni În timp ce estimările pentru oastea pontică sunt în jur de 75-80.000 de oameni Bineînțeles sunt estimări, nu se știe exact sunt mai multe surse, dar oricum este foarte clar după toate sursele care vorbesc despre această bătălie că astea uh, Pontic a fost și de, acea, și de uh, data asta uh, superioară din punct de vedere numeric romanilor. Deci bătălia, um, al, datorită poziției, se pare că de data asta uh, Ponticii vor fi în avantaj și își vor putea folosi cavaleria și aveau și care de luptă foarte periculoasă. <coughs> dacă intrau în trupe compacte. Da? Și de fapt Sula văzând situația asta a început să ordone oamenilor săi să construiască tranșee, șanțuri de apărare pentru a limita impactul pe care l-ar fi avut cavaleria mult superioară a ponticilor, cel puțin ca număr pentru că vom vedea că în timpul bătăliei intră în acțiune și cavaleria romană și cu toate că nu are superioritate numerică, va scoate la un moment dat din criză legiunile romane deci în timp ce, în timp ce Arhelaus își înduia oastea în linie de bătaie, Cornelius Sula construia sau a poruncit oamenilor săi să sape să șanțuri, tranșee pentru, pentru, a, pentru a limita efectul atacului cavalerie pontice. Văzând asta, Arhelaus a încercat cumva să, să-i blocheze pe romani, i-a atacat cu niște trupe de cavalerie. Într-o primă fază, trupele care săpau acele șanțuri, făceau acele lucrări de apărare, lucrări defensive în fața liniei romane, sau au încercat să se refugieze în cetate, mă rog, la, în sau mă rog, în tabăra romană. Văzând asta, Cornelius Sula a dat un exemplu personal, s-a dus în fața celor care lucrau și, practic, a fost un gest foarte puternic. I-a făcut de rușine pe oamenii respectiv care s-au speriat și au vrut să intre în tabăra romană. Și în momentul respectiv eu început să-și să continue lucrările astea defensive, să sape șanțuri, tranșee și astfel să încerce cumva ca în timpul bătăliei să limiteze efectul atacurilor de cavalerie. Bun, încă ceva, armata romană, deși mai mică, era un pic, cum să zic, era formată dintr-o primă linie care era mai densă decât linia din spate și se va, are și asta o explicație în momentul în care începe bătălia Arhelaus își pune cavaleria sau forțele de cavalerie pe flancuri, cum era obișnuit însă o parte din cavaleria lui Sula va fi rânduită și între trupele de infanterie și vom vedea de ce în momentul în care începe bătălia atacul este deschis de pontici care de luptă. Bine, având linia compactă a romanilor, ideea era că vor ataca linia cele care de luptă, vor ataca linia romană și vor produce haos în primele rânduri ale sau prima, prima linie a romanilor. Dar acum vine vine ideea lui Sula și vom afla de ce avea rândul primul rând mai compact în momentul în care se apropie carele de luptă, în momentul în care. Romanii fac loc, își deschid rândurile și îi lasă pe cei cu care le de luptă de la pontici să intre în spate și în, în unde vor fi. Atacați, măcelăriți de cei din spatele primei linii romane, și restul se va retrage, și aici începe dezastru pentru dezastru pentru armata pontică sau pentru astea pontică. Cei care se vor retrage în band în dezordine, vor se vor duce spre a doua linie sau, mă rog, linia principală a oastei lui Arhelaos și anume spre falanga aici scria falanga de tip macedonean, nu înseamnă că era o falangă macedoneană, dar era o falanga alcătuită din soldați după model macedonean, adică cu sarise, foarte, cu sarise cu lânci foarte lungi și care era, care era o, o unitate compactă și asta a fost o mare slăbiciune pentru că în momentul în care acele care vor să se retragă spre propriile linii, speriați atunci intră în falangă, deci intră în, în acest, acest corp compact care era falanga de tip macedonean și uh, e o problemă și aici începe seria dezastrelor pentru astea lui Arhelaus pentru că acea falangă trebuie să se regrupeze fiind, uh, fiind devastată de propriile, uh, propriile grupuri de, de uh, care, care se rătrăgeau din, uh, din, uh, mă rog, dintre liniile romane. Și atunci Arelaus, ca să, ca să câștige timp pentru falanga lui, unitatea lui principală, care era de fapt cea, cea mai bună parte a oastei sale, acea falangă după tip, construită după tip macedonean, dă ori din cavaleriei să atace liniile romane și în momentul ăsta se vede ce folos au avut acele lucrări de apărare, lucrări defensive pe care le-a ordonat Cornelius Sula și în momentul respectiv intră în, intră, în, intră în, luptă și cavaleria romană mult inferioară numeric, dar foarte efectivă în momentul respectiv și reușesc să oprească atacul cavaleriei lui Arhelaus. E momentul în care trupele de infanterie, legiunile romane, atacă falanga macedoneană, încă, încă incomplet regrupată, da? Sunt, 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 e o perioadă de panică printre cei din falanga lui Arhelaos și momentul începe dezastru când falanga atacată de legiunile romane începe să se retragă în propria tabără. În momentul în care, practic, ei se retrag în propria tabără, urmăriți de romani, romanii încep asediul asediul taberei pontice și intră în cetate, chiar este remarcat un... Uh, ofițer, Basilicus, care are un rol foarte important și va fi, uh, va fi decorat de la după bătălie: în faptul că au putut să intre romanii în tabăra ponticilor, și aici începe practic masacrul, nu bătălia, ci de fapt masacrul falangei sau trupelor lui Arhelaos, uh, pentru că era într-un loc strâmt și. Uh, legionarii înarmați cu, cu, cu celebra uh, sabie scurtă, cum, cum se numeam, A, ah, am uitat, am un lapsus. Deci, cu, mă rog, cu săbile lor scurte, în, în, într-o luptă um, cum să spun, unul la unul era un avantaj și practic, practic bătălia s-a terminat cu un dezastru, nu aveau niciunde să fugă din tabără, dacă, ieși, dacă, ar fi putut ieși, erau mlaștini, deci erau prinși în laț, practic, oștile sau trupele lui Arhelaos și aici vine partea a doua cu pierderi, pentru că aici niște date, zice vreo 100 din partea lui Sula, bine, cu toate că a fost o mare victorie, m a să fi pierdut numai 100 de oameni, și în timp ce, în timp ce am, am citit și aici scrie 15.000, dar am citit și uh, surse care spun că între 20.000 și 25.000 de oameni au, pierd, au pierit în, din uh, oastea lui Mitridates, Bine, aveau și de unde, pentru că um, zice că erau, erau între 75-80 de mii, bine și aici am înduieli, dar oricum ce trebuie reținut că Pierderile romanilor erau, erau foarte mici, pierderile, pierderile lui Arhelaos erau foarte mari. Și, practic, asta e ultima mare bătălie din prima fază a războiului mitridatic, sau mai numit și primul război mitridatic, e momentul în care trupele pontice se retrag din Grecia continentală și, de fapt, ăsta e momentul în care încercarea lui Mitridates să cumva să își extindă autoritatea și asupra orașelor state din Grecia continentală, se va prăbuși acest plan al lui. Romanii au venit și într-o perioadă foarte scurtă, 86-85 înainte de Hristos, la șeronea respectiv la Ormenion, trupele romane i-au învins pe Pontici și Ormenion Or este ultima mare confruntare militară din acest această primă fază a războiului și după acest război sau după această bătălie Cornelius Sula începe să se îndrepte spre Asia Mică să intre în Asia Mică și să repună lucrurile la punct adică să, să restaureze stăpânirea romană nu doar în Grecia continentală ci și în în Asia Mică o provincie a Republicii Romane aflată momentan sub controlul lui uh, Mitridates. Uh, și data viitoare vom vorbi despre uh, un aspect foarte interesant și anume situația uh, orașelor grecești, orașelor state grecești din vestul Asiei Mici, pentru că am găsit niște amănunte foarte interesante uh, legat de contribuțiile lor financiare și de pedeapsa financiară la care au fost supuși de către Sula. Da, materialul ăsta o să vină imediat Oh, seara frumoasă. Până atunci.